Virgil Dumbrava, fostul viceprimar al municipiului Călăraș și fostul primar al comunei Dormărunt, Ion Nițulică, au trecut la Pro-România. Anunțul a fost făcut de Răzvan Meseșanu, coordonatorul Pro-România filiala Călăraș, în cadrul unei conferințe de presă organizată cu prilejul inaugurării noului sediu al formațiunii politice. La eveniment au mai participat și Constantin Iacob, secretarul general al Partidului Pro-România, și Nicolae Bănicioiu, prim-vicepreședintele Pro-România, fost ministru al Sănătății. La Călăraș, după cum observați, au început să vină oameni lângă noi, oameni care contează și care au avut rezultate. Sperăm ca în viitor apropiat să mai vină și alți foști colegi sau din alte zone. Oameni care cred în nou proiect Pro-România, oameni care, după cum am vorbit cu unii dintre dânsii, sunt încântați de alegerea pe care a avut-o Pro-România privind susținerea domnului Mircea Diaconu la președinția României, pentru că m-am dovedit încă o dată că suntem un partid care putem să punem interesul țării mai presus de propriul interes al partidului. Sunt lucruri care ușor-ușor încep să conteze în toată această perioadă în care vedeți ce se întâmplă cu guvernarea PSD-istă, în care nu mai știe stânga ce face dreapta, nu știu dacă fi fost stâncată sau e la guvern sau e patigat la Ministerul Interne, că nu mai știe nimeni ce face fiecare dintre miniștri pe care avem astăzi. Încercăm să venim pe partea economică cu un proiect exact cum a fost în perioada guvernării Ponta 2012-2015. Sunt lucruri care în prezent le punem la punct. Unele au început să funcționeze și vedeți că în Parlament am început să contăm. Am reușit prin acțiunile pe care le-am avut să convingem partenerii de la ALDE să iasă de la guvernare și să intre în opoziție alături de noi. Ușor, ușor, Pro-România devine a patra forță politică în Parlament. Sperăm ca, odată cu rezultate de la alegerile prezidențiale, să dovedim că suntem un partid care putem să scoatem un rezultat de peste 14% la nivel național și va fi din nou o perioadă de muncă, pre-campanie, care a început deja și ulterior, începând cu 12 octombrie, campania electorală, unde sperăm ca împreună cu organizația de la Călăraș să reușim să scoatem un rezultat foarte bun pentru partid. Cred că este un suflu destul de optimist și legat de candidatura domnului Diaconu. Noi acum facem o evaluare prin județe, o pregătire a precampaniei, cum spunea Răzvan, și o evaluare a resurselor organizatorice. Cred că suntem în creștere și ca număr de membri, dar și ca potențial electoral. Și atunci e foarte important ca structurile noastre să fie cât mai bine ancorate în realitate, să se organizeze, să deschidă porțile către noi membrii, să atragă oamenii respectați de comunitate și tot așa. În rest, ne pregătim foarte serios, și aici vreau să accentuez că luăm foarte serios în alegerile prezidențiale, deci ne pregătim cu toate resursele noastre. Credem că avem un candidat foarte bun, un candidat care poate fi, de fapt, soluția pentru 2019, pentru aceste alegeri. Și, din punctul meu de vedere, depinde doar de noi dacă reușim să-i fructificăm potențialul la maxim.